Astăzi este sâmbătă, 25 august 2012 și mă aflu în localitatea Vulcana Pandele din județul Dâmbovița, unde am participat la etapa derby finală a columbodromului Euroalpin, ediția 2012. Stau de vorbă cu unul dintre cei mai tineri columbofili din zonă, un crescător foarte pasionat, cu rezultate bune. Mulțumesc! Este vorba despre domnul Ciprian Lungu, da? Da. Salut, Ciprian, ce faci? Ce să fac? Particip la finala derby columbodrom alpin. Am și eu câțiva porumbei aici. Am înțeles că ai câțiva, nu? Câți? Da. 7 porumbei am în finală și așteptăm. Deocamdată n-au venit, dar e vremea foarte caldă, da, temperaturi foarte, foarte mari. Ia spune-mi ceva despre tine, de exemplu, despre sezonul de zboruri cu maturii. Cum ai încheiat 2012? Ești mulțumit? Am încheiat sezonul cu maturii cu rezultate foarte bine. Am încheiat la viteză locul 2. Așa, vorbești de rezultate pe club acum, Ciprian? Da, cu 5-94 național. A, bun. Înțeles că mă bate cineva la Prahova, dar nu se știe. Vă spun ce știu. Exact. Mai am un porumbel la Demifond, care tot la fel o să-l am în primii 10. Vorbim de expoziția națională. Pe club am încheiat cu rezultate foarte bine de la 1 până la 3 toate ale mele la categoria viteză. La categoria Demifond, la fel, cu crescători, tot locul 1. La general, mai am un loc 3. Și celelalte cu viteză palmares, Demifond palmares, toate la fel. Bun, bun. Ciprian, de unde rezultatele astea bune în spate ce au? O foarte bună pregătire din partea ta sau este și un lot valoros de porumbei? În primul rând, un lot foarte bun. Sănătatea, pe primul loc, așa. Porumbei provin de la prietenul meu, Glodeanu Silviu, Mântescu Răzvan, dar cele mai mari satisfacții care mi-a adus sunt din porumbei lui Glodeanu Silviu. Categorii preferate ai, Ciprian? Categoria preferată, viteză și demifond. Dar cea mai preferată categorie este viteză. Zbor natural văduv. Și pregătesc foarte bine. Zbor după metoda văduviei, pleacă și femeile și masculii. Cam cât timp îți permiți în timpul sezonului să aloci pregătirilor? Foarte mult. În jur de 3 ore dimineața, în jur de 3 ore seara. Te ajută și familia? Te sprijină? Da, mă sprijină. Pe partea financiară sunt eu. Da. Iar familia, ce să zic, nu mă sprijină. Nici nu te ajută, nici nu te încurcă, nu? Da. Eu sunt totul dedicat porumbei și după aia familia. De câți ani crești porumbei, Ciprian? De vreo 7 ani, dar... De când am început să zbor puternic, de când au început și achizițiile. Au început, am cumpărat porumbei foarte mulți, am triat foarte mulți, dar dacă ar fi toți campioni, am plecat numai pe campion. Cel mai important criteriu de selecție al tău care este? În prezent la porumbei. Zborul, nu? Zborul. Și după aia pleacă tot. Norocul consider că are importanța lui? Foarte mult. Cam cât te ajută? Cam cât, ce procent să zic din... În jur de 90%. Ar fi noroc, nu? Da. Și Ciprian, când ai mai mult noroc? Atunci când îți formezi perechile de matcă, de exemplu? Da. Când trebuie să-ți vină porumbei de la zbor? Când trebuie să-ți intre... Da. După cum toată lumea știe, matca este aurul, zborul este argint. Și tu ai o matcă valoroasă. Da. Pot să zic că acum chiar am o matcă care mi-a adus și satisfacție. Pedigreilor la porumbei ce importanță le acorzi? Le dau importanță. Dar nu mai mare decât porumbelului, nu? Da. Da. Am... încercat să cumpăr porumbei zburați, am urmărit topurile la porumbei și am văzut unde au bătut ei mai bine și am încercat să fac perechile după cum au zburat. Și ai preferat să-ți achiziționezi porumbei special de la crescătorii din zona ta, nu? Exact. Cu care acum am înțeles că, virgulă, concurezi... Da, da, da. Concurez la cel mai înalt nivel. De la egal la egal. Da. Și vreau să spun că pe județul meu sunt cel mai bun. Cu pui, la cu pui cum stai? Ești un zburător de pui? Da. Îți sunt place să încerci pui? Sigur. Anul trecut, în 2011, pe club am avut locul 1, 2 și 3 pe club. Din 8 etape, din tot campionatul de 8 etape, eu am zburat decât 6 etape. Bine, nu are nimeni nicio vină. Prima etapă n-am putut să-i angajez pentru că am fost plecat în concediu. Iar ultima etapă n-am putut să o angajez din cauza vremii, am văzut și mi-a fost un pic de frică, am pățit-o în 2010 și n-am mai vrut să mai risc. Am zis să-i opresc. Au fost de ajuns decât locurile pe club. Iar în 2012 nu zbor pui din cauza, tot la fel, concediului care
n-am ce să fac, trebuie să-mi duc și familia, am o fetiță, am o nevastă care... Trebuie să le lor și lor timp, exact, că altfel... Da, da. Și nu mai putem, din cauza concediului, nu mai pot să mai zbor pui. Ciprian, ești un crescător tânăr foarte pasionat din câte văd eu, da, și foarte priceput, am auzit. Eu te felicit sincer. Mulțumesc. Și îți doresc în continuare mult, mult succes. Mulțumesc și vă mai aștept. O să mai trec negreșit. Toate cele bune. Numai bine, sănătate.